infrastructura de gestionare a apei rămâne o prioritate pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru că apa este o resursă vitală care trebuie exploatată durabil și foarte eficient. Tocmai de aceea, astăzi, suntem la o demonstrație în care colegii mei de la ANIF au identificat soluții de impermeabilizare a canalelor. Demonstrație vis-a-vis de această posibilitate de impermeabilizare a canalelor de irigații cu un material prietenos cu mediul, care în componența lui are în proporție de 40% ulei de ricin și restul uree și alte materiale. Tehnologia este extrem de rapidă, adică ea se bazează pe formarea unui polimer la fața locului. Deci, sinteza lui are loc la fața la suprafața care o dorim să o formăm, din două componente lichide care se întâlnesc în vârful acelui pistol. Se produce o polimerizare, o poliadiție la interfață cu viteză instantanee, adică până în 7 secunde materialul este așa. După maxim un minut putem să călcăm pe ea, putem să facem ce vrem, poate să vină și ploaie. Produsul nu conține nici apă, nici solvenți, pentru că n-ar putea la viteza asta de reacție, ar ieși o structură spongioasă. Materialul este extrem de rezistent, mecanic, fizico-chimic, la cam tot ce este chimicală, deci la apă, intemperie, e absolut nesemnificativ. Și e foarte elastic în același timp. Deci se prinde tot ce ne dorim. E rezistență mecanică și chimică și elasticitate. De ce? Că avem dilatații, contracții, alte produse, chiar și betonul se dilată, se contractă, se face praf. Noi aici putem lucra pe viteze foarte mari. Adică putem lucra la gata și 1000 de metri pe zi. Cel puțin, plecăm de la 1000 de metri pe zi. Este modalități de a impermeabiliza canalele pentru irigații, dar și faptul că sunt materiale prietenoase cu mediul, care au o amprentă de carbon zero, ne face să ne gândim ca pe viitor să adoptăm aceste soluții tehnice peste tot unde avem asemenea lucrări.